Rădulescu. Make-up artist, are propria lui școală de make-up. Bună dimineața, Alex! Bună dimineața! Eram tineri, frumoși, știm. Alex acum e foarte introdus în lumea make-up-ului, lucrează pentru cele mai importante vedete, lucrează la multe videoclipuri pe care le prezentăm pentru prima oară chiar aici la Neața și este foarte aproape de colegul nostru de X-Factor, Ștefan Bănică Junior, nu spun mai multe. Alex s-a întors de curând de departe, aș putea spune, cu o distinție interesantă și am decis că dacă tot avem rezultate, să ne și lăudăm cu ele. De unde veni și ne, Alex? Weekendul trecut am participat la un congres destul de mare, vorbim de la 27-a ediție Beauty Forum Internațional. E un concurs dedicat make-up artiștilor, maștilor de fapt. Da. A fost o selecție destul de puternică. Din 56 de țări s-au selectat decât 27 și din 27 a rămas decât cei 10. Așa. Competiția a fost destul de grea pentru mine, pentru că acolo toți aveau experiență minim 10 ani. Da. Eu am deja aproape 21 de ani de când fac această meserie. Și a fost destul de greu pentru mine că nu cunoșteam în primul rând pe nimeni de acolo. Da, fiecare pentru ei, da. Ce te-au pus să faci la un astfel de concurs? Am avut, tema a fost catwalk. Catwalk. Am avut un machiaj foarte, foarte colorat. Da. Machiajul cu care te prezinți în România trebuie să te prezinți obligatoriu și în Germania. Da. Pentru că la ei mergi pe aceeași acea structură. Nu ai voie să modifici nici măcar modelul, nu ai voie să-l schimbi. Aha. Și vreau să spun că a fost destul de greu pentru mine, pentru că între timp mi-am schimbat modelul, da, cu aprobarea lor, bineînțeles, da, dar n-am putut să schimb machiajul și părul. Lucrarea. Lucrarea în sine. Am înțeles. Suntem mândri de ce ai obținut acolo. Ana Maria Ionită a venit cobai aici, pe post de cobai. Eu la machiaj să știi că înțeleg modelul, la păr nu înțeleg cum se lasă fetele alea, să fie trase pe păr, ciupite, să plece cu părul scurt, lung, roșu, verde, treaba ta. Ce îi facem domnișoarei în momentul ăsta? Lui Oana o să-i facem un machiaj de seară, ținând cont că se apropie Sărbători, petreceri multe. Sfântul Nicolae se apropie, Crăciunul, Revelionul. Și să încercăm să facem un machiaj de seară. Ceva în trend, sper. Da. Oricum, trendul a rămas și va rămâne în continuare negru. Culoarea neagră va rămâne în continuare cât... Am înțeles. Există. Apropo de Germania, acolo eu am fost foarte mulțumit faptul că am luat locul 8. Și am primit această medalie pe care ai tu în mână. Deci top 10... Da, din top 10 internațional. Asta. Poate în curând o să fim pe podium în primii 3, pentru că din ce în ce încercăm să realizăm că doar cu partea că suntem români și suntem catalogați ca niște oameni speciali în țările din Uniunea Europeană, da. Acolo am avut niște dificultăți din punct de vedere că sunt români. Și atunci, mici bariere. Da. Dar nu m-am dezumflat. Chiar m-am bucurat că am ajuns acolo unde să ajung. Asta este foarte bine. O să luăm o scurtă pauză, lăsăm pe machiaj, domnișoară, să știți. Mă pasionează machiajul din mai multe puncte de vedere. Dintr-un punct de vedere am să machiez un coleg în curând. Și... după ce o să-l machiez doar la un singur ochi, o să vreau ca Alex să-mi spună dacă pot să continui și la celălalt. Da, în ce fază suntem, Alex, cu lucrarea? Spre final. Spre final. Spune-mi ce ai făcut până acum. Am aplicat... ce avem noi acum este un machiaj de seară clasic. Da. Combinat din 3 nuanțe. Vorbim despre negru exteriorul ochiului. Da. Iar în pliul ochiului culoare deschisă și pe arcadă puțin auriu. Așa. Sunt 3 combinații care se poate purta la orice tip de rochie sau de orice dressing. Am înțeles. Iar la final, partea importantă este și cea mai specială este aplicarea genelor false. Până a scoate în evidență forma ochiului și în același timp să scoatem în evidență și structura de make-up de seară, cum ar fi, și să putem purta
la orice. Putem purta și la jeans, putem purta și la o rochie de seară, putem purta și la un baby doll, putem purta la orice. Mergerile false acum la orice. Și dacă te îmbraci în oaia, mă auzi că tot nu ești întreg. Da, să știi că se poate. Păi am văzut toiți acum de Halloween, aveau gene false. Ana Maria este pe scaun, Alex lucrează. Este în mijlocul lucrărilor. Ne apropiem încet încet de un produs finit. Alex, înainte să închei, te rog frumos să-mi faci o listă așa din ochi pentru sezonul care urmează, să-mi spui da-uri și nu-uri pentru 2014-2015. Ce ai vedea neapărat în machiaj, ca trend, ce simți, în afară de genele false de care am vorbit deja? Culorile foarte puternice, culorile neon. Culori neon puternice? Da. În general, culori de fucsia, albastru, verde, chiar și la negru există o nuanță neon, da? Este acel negru puțin lucios. Ok. Iar ceea ce recomand eu să nu facă doamnele acasă, să încerce să nu cumpere de la vânzătorii ambulanți, da? Produse de machiaj sau după net, unde zice că este un produs corect și încolo nu este în termen de exprimare, da. Da. Așa. Deci produse de calitate, pentru că ce spui pe față, la urma urmei, înseamnă absolut corect. Bun, lucruri pe care nu le-ai vedea în machiajul de final de an, ce nu se mai poartă, poate? Mascara din abundență. Mascara din abundență. Da. Da. Să nu încărcăm foarte mult tenul cu fond de ten și să ne gândim că să ne uităm și puțin în conturul feței, să nu avem ca o fel de mască. Da, gâtul alb, restul bordo. Ceva de genul acesta. Ok. Să nu folosim pe buze culori puternice în același timp dacă nu știm să le folosim corect. Da? Da. Pentru că în momentul în care îți dai cu un ruj roșu pe buză în timpul zilei și mergi să mănânci la cină sau la prânz, s-ar putea să ne conturăm automat și forma buzelor. Am înțeles. Despre încenele de drac, ce zici? Se poartă tot mai mult, l-am văzut pe Facebook, la selfie. Deci dacă poți să ți le faci ca două corturi, ești bine. La sprâncene eu sunt adeptul, tot ce este natural este și frumos. Natural. Da, natural, să fie exact cum are și Ana, să fie puțin mai groase la bază. Auzi, Ana, și... că ești bine. A zis domnul Alex, ești bine. Am înțeles. Îi mulțumim tare mult lui Alex Rădulescu, a venit alături de noi. Ne face cinste să ne laudăm că a făcut treabă în Germania. Vreau să mulțumesc ceva. Apropo de Germania, vreau să mulțumesc echipei care a fost cu mine acolo, echipe de păr. Da. În general, Claudiu Cențiu, care mi-a făcut partea de păr. Da. Și modelul care a fost Victoria Bogoș. Am înțeles. Mulțumim. Vreau să le mulțumesc lor, pentru că, da, fără ei nu exista acest concurs.